Doamnelor și domnilor, am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii Se întâmplă la USV și, după cum v-am obișnuit, suntem alături de studenții Facultății de Drept și Științe Administrative. Am lângă mine două studente. O să vă rog să vă prezentați pentru publicul nostru. Sigur, numele meu este Bianca, sunt studentă la Facultatea de Drept și Științe Administrative din Suceava, specializarea Drept în anul 3. Și tu? Numele meu este Loredana, sunt tot la fel student în anul 3 la drept și împreună cu colega mea suntem tare onorate să vorbim despre tot ceea ce facem noi și despre această facultate. Uite, Loredana, vreau să-mi spui de ce ai ales tocmai această facultate. Ai terminat un profil uman? Eu, culmea, am terminat un profil uman, dar real, îmi pare rău, dar... nu m-am regăsit, am urmat profilul chimie-biologie, nu mi-a plăcut medicina și prin clasa 11, cam așa, mi-am descoperit eu această latură, pentru că eu mereu am fost o fire comunicativă și m-am gândit să devin avocat. Nu mi-am schimbat încă părerea. Și din prisma acestui lucru am decis să dau la această facultate, pentru că îmi pot pune în... aplicarea abilităților, ca să zic așa, și având în vedere că este și o comunitate mică de studenți, este un cadru mai restrâns, mai familiar, lucrul acesta m-a determinat să optez pentru această facultate, fiind și destul de aproape, relativ aproape, ca să zic așa, de casă, pentru că eu sunt din Mălin. Acestea au fost avantajele pe care le-am gândit eu la momentul respectiv. Deci proximitatea a avut un rol important. Exact. Tu, Bianca, exact. De ce ai ales? Eu am ales Facultatea de Drept ca fiind singura opțiune. Am terminat un profil uman, filologie-jurnalism la Colegiul Mihai Eminescu din Suceava. Am ales Facultatea de Drept din Suceava mai întâi pentru proximitatea față de casă, însă ulterior pentru tot ce se întâmplă aici, la nivel profesional, învățământul este la un nivel ridicat, profesorii ne oferă cel mai bun start pentru o carieră profesională în domeniul juridic pe viitor. Uite, mi-ai spus de profesori. Cum este comunicarea aici cu cadrele didactice? Cadrele didactice ne sunt foarte familiare, așa cum a spus și Loredana, colega mea. Noi suntem un colectiv restrâns, relativ restrâns de studenți, de facultățile clasice din București, Iași. De aceea ne oferă posibilitatea să ne spunem fiecare opinia, să avem o relație cu ei apropiată, profesională, în sensul că ne oferă sfaturi, materiale didactice care să ne sprijine în dezvoltarea noastră pe acest plan. Bănuiesc că facultatea vă pune la dispoziție diverse facilități. Ne puteți spune puțin ce avantaje sunt? Cred că cel mai mare avantaj pe care l-am avea noi ca studenți la drept ar fi acela că avem oportunitatea de a face practică chiar la cabinetele de avocatură ale profesorilor noștri și nu numai, la instituții. Avem chiar multe facilități aici la noi, la universitate. Campusul este unul care atrage atenția și care impresionează chiar studenții veniți din alte centre universitare. Exact. Avem multe facilități în sensul că... Este biblioteca. Exact, avem biblioteca, avem bazin de not. Avem la bibliotecă chiar avem un calculator pe care avem la care avem acces la un program pentru studenții de drept fără plată, Lege 5, dacă nu mă înșel, care ne oferă posibilitatea să accesăm jurisprudența, exact. Toate documentele doctrinare pe care le are acel site, ceea ce este o oportunitate pentru noi. Și să nu uităm de cazare, care este destul de modernă și acum căminele oferă condiții foarte bune de cazare.
Știu din pauză că voi v-ați dorit să mergeți cu Erasmus, însă, din păcate, din cauza pandemiei, nu ați avut ocazia, însă vreau să vă întreb, doriți să urmați un master în domeniu? Da, eu doresc să continui cu un master după finalizarea studiilor de licență, astfel încât să merg cu Erasmus, posibil în Turcia, în Spania sau în Franța, pentru că posibilitățile sunt optime pentru a avea acest drept și această facilitate. Vreau să te întreb, Loredana, este o facultate grea? Sincer, este o facultate grea, dar este o facultate pe care se merită să o faci. Și mai ales dacă pui pasiune și îți place ceea ce faci, chiar recomand, adică chiar o recomand, pentru că este o facultate care îți oferă multe posibilități după absolvire. De multe ori, prietenii mei mă întreabă dacă nu ieșim, dacă nu, ce fac în seara asta, nu ieșim, și eu le zic mereu că învăț, învăț, învăț. Și ei zic, măi, dar toată ziua înveți, na, cine te-a pus să dai la facultatea aia? Și mă mai plâng și la ei mei, așa că na, am de învățat și mult în sesiune și na, când le mai prezint eu câteodată câte un tratat la drept penal care are vreo 600-700 de pagini, zic, na, e alegerea ta. Dar totuși cred și sunt ferm convinsă că am făcut o alegere bună. Și în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am depus, cred că o să fie toate așteptările pe măsură și cred că eforturile nu o să fie în zadar. Vă întreb voi cât de important este pentru un student să nu se limiteze doar la orele de curs, seminare și laboratoare. Cât de important este să te implici în activități extracurriculare. Știu că voi faceți parte din ELSA, Exact, nu? da. Asociația Europeană a Studenților în Drept, și avem alături de noi pe președintele și pe vicepreședintele. Vreau să ne povestiți puțin despre această asociație. Da, este foarte important să nu ne limităm doar la studiile, nu știu, clasice pe care metodologia ni le oferă. Noi am decis să facem parte din organul de conducere al acestei asociații, care oferă posibilitatea să ne întâlnim cu cei mai buni specialiști în drept, să ne ofere opiniile lor despre cât de grea este munca profesională de după facultate și să avem parte de, nu știu, concurs, cursuri, competiții. Acesta este domeniul de activitate al Loredanei și cred că poate să ne spună mai multe detalii despre activitatea Departamentului Activități Academice. Sigur că da. Eu am avut, adică am 2 mandate deja de când sunt vicepreședinte al Departamentului Activități Academice. Felicitări! Mulțumesc. Împreună cu departamentul meu am organizat în perioada aceasta diferite concursuri, printre care workshop-uri, concursuri de procese simulate, dezbateri pe teme legale, simulări de negocieri, de diferite contracte, diferite perspective ale vieții de avocat, procuror, judecător. Acest eveniment se cheamă Lawyers at Work și a ieșit cumva din sfera noastră de activitate pentru că s-a transferat la alt departament, dar am predat ștafeta așa cu inima deschisă. Am organizat evenimente atât la nivel local cât și la nivel național. Am participat la evenimente la nivel național. Am ajuns la concluzia că această asociație nu este doar o asociație și că este o adevărată familie, pentru că noi suntem așa ca frații și colaborăm atât de bine între noi și realizăm niște evenimente care impresionează atât studenții cât și juriul, pentru că avem foarte mulți invitați, atât dintre profesorii noștri, care sunt, bineînțeles, avocați, judecători, procurori, dar și invitați din chiar la nivel național, pentru că am avut invitați și din București și din Iași, dar mai mulți dintre ei au fost din Suceava și ne-a raportat la
avocați, la executori judecătorești, la procurori. Deci ați avut invitați destul de importanți. Uh-huh. Da. Cum se intră în ELSA? Cum se fac înscrierile? Înscrierile se fac la început de an universitar, în octombrie, și se intră pe bază de chestionar și interviu, pe care noi îl susținem împreună cu Departamentul de Resurse Umane, pentru că funcționăm exact ca o asociație pe care o observăm și la nivel de autoritate publică. De aceea, în ELSA nu se intră ușor. Este necesar să avem abilități de persuasive, de comunicare și mai ales pasiune, pentru că timpul nostru liber este prețios și dacă alegem să-l oferim unei asociații și activităților ei, este răspunsul corect pentru a intra în această asociație, pentru că este foarte multă muncă și lucrul ăsta se poate observa pe rețelele noastre de socializare, pe Instagram, Facebook, pentru că acolo postăm toate evenimentele noastre pe care le-am desfășurat și o să le desfășurăm în continuare. Aveți vreun proiect care se desfășoară în prezent? În momentul de față, noi suntem în sesiune și avem pauza bine meritată de la aceste evenimente, dar începând cu luna octombrie, activitatea se reia cu un alt birou local, evident, și cu alte activități pe care abia așteptăm și noi să le punem în scenă. Să le spunem așa. Uite, meseriile consacrate sunt avocat, judecător, procuror, însă pentru un absolvent ce alte meserii auxiliare poți alege terminând facultatea de drept? Poți deveni jurist, poți deveni executor judecătoresc, notar. Paleta este largă. Putem să ne referim și la instituțiile europene, pentru că și noi, ca studenți la drept, avem acces la ele și chiar sunt foarte puțini studenți care au, nu știu, să zicem, curajul sau viziunea de a ajunge acolo. Dar vă spun că paleta profesiilor în domeniul juridic este largă. În curând se va termina cu bacalaureatul, mă refer aici pentru liceenii noștri care doresc să se înscrie și se va da startul înscrierilor la Facultatea de Drept și Științe Administrative. Ce sfat aveți voi pentru viitorii studenți care doresc să se înscrie, însă poate au o anumită temere, mai ales că ai spus și tu, este o facultate destul de grea? Sfatul meu este să urmeze această cale profesională, să ia în serios chiar din primul an această facultate, pentru că majoritatea studenților în primul an este primul an așa de acomodare, ca să zicem. Asta nu este chiar un lucru atât de bun, pentru că la o facultate atât de grea trebuie luate lucrurile în serios de la început, să fie determinați, să fie motivați, să fie echilibrați și organizați atât în ceea ce privește timpul, cât și în ceea ce privește învățatul, adică mă refer și la timpul liber și la timpul în care sunt la cursuri și la seminarii. Noi anul acesta, ca și anul trecut, o să facem parte din comisia de admiteri, o să încurajăm și atunci când o să fie acolo și o să le dăm cele mai bune sfaturi și o să fim acolo pentru ei dacă au nevoie. Evident. Îi așteptăm la facultatea noastră, o să se întâlnească cu noi în cadrul admiterilor și așa ca și opinie personală este să-și urmeze pasiunea. Dacă își urmează pasiunea, atunci sunt pe drumul cel bun, pentru că fiind o facultate atât de grea, dacă nu ai dorința și efectiv visul de a deveni sau de a urma o cale profesională în acest domeniu, nu o să realizezi absolut nimic. Deci pasiunea joacă un rol foarte, foarte important. Uitându-mă la voi, așa, vibe-ul pe care mi l-ați transmis este să fii implicat, mi-ați transmis foarte bună, o bună dispoziție. Eu vă urez succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc că mi-ați răspuns la întrebări. Mulțumesc. Continuăm seria interviurilor cu studenții și suntem alături de alte două studente. O să le rog să se prezinte. Mă numesc Ștebu Georgiana, sunt studentă în anul 4 la specializarea drept. Anul acesta termin și mă pregătesc pentru un master și, bineînțeles, o admitere în profesie. Bună, numele meu este Forminte Cristina, eu sunt student în anul 3, tot așa specializarea drept și mai am puțin până termin facultatea, mă pregătesc licență.
Bănuiesc că înainte de a alege o facultate și o universitate, te întrebi ca viitor student ce facilități îți oferă și ce ți-ar putea oferi sau ce nu ți-ar putea oferi. Păi de ce v-ați înscris tocmai la această facultate? Personal, în momentul în care am ales facultatea, m-am gândit că facultate de drept de la Suceava, din cauza numărului mai mic de studenți, profesorii ar putea să fie mult mai atenți cu fiecare student în parte. Grupele de seminar sunt mult mai mici decât la alte universități și chiar cred că este o facilitate. Plus că este și aproape, zona este frumoasă, este campusul mult mai primitor, vreau să spun, și e ok, eu am fost foarte mulțumită și sunt în continuare foarte mulțumită. Profesorii sunt foarte deschiși și cred că asta a fost unul din principalii factori, pentru că, până la urmă, dai la o facultate să ai și chestia asta de deschidere față de profesori. Tu ești în anul 4, mi-ai spus că vrei să urmezi un master, va fi în domeniu? Da, va fi tot în cadrul facultății de drept, pe drept penal și criminalistică. Vrei să urmezi această profesie? Vreau să lucrez în domeniul juridic. Precis și exact, nu m-am hotărât încă. În cadrul facultății de drept au loc frecvent procese simulate. Ați luat parte la... Primul proces simulat național în mandatul meu de vicepreședinte l-am... Vicepreședintele la ELSA, da? La ELSA, cum au fost da. Și studentele care au fost așa. Înaintea voastră. Nu am participat pentru că am organizat evenimentul și nu mi este permis. Eram în comitetul de organizare și știam spețele, deci n-am fi fost etic. Eu nu am participat, dar din simplu fapt când am intrat eu, deja am intrat în pandemie și nu am reușit. Iar după am ajuns vicepreședinte tot în cadrul ELSA și deși aveam posibilitatea, cumva am spus că ar trebui să dau inițial membrilor, gen efectiv să participe membrii mai mult decât aș putea participa eu. Eu aveam alte priorități și asta. Având în vedere că poți să alegi și mă uit doar la tine, Cristina, unde te vezi după finalizarea studiilor? Ce meserie îți dorești să... Nu știu exact ce meserie m-aș vedea să fac. Cred că tot în domeniu, oricum în domeniul juridic, dar nu știu. Ar fi foarte multe meserii pe care le am în vizor. Cred că principal o să merg pe grefier. Cred că asta o să fac. Cred că asta va fi unul din... Ce evenimente se derulează de-a lungul anului la această facultate? Bănuiesc că sunt diferite conferințe, aveți invitați speciali. V-a rămas un an în minte așa? Am avut chiar acum, recent, o conferință organizată de Facultatea de Drept, unde am avut foarte mulți invitați și chiar a fost foarte interesant. Am avut chiar speaker și câțiva studenți care au venit cu propriile lor articole. A fost interesant, chiar a fost interesant, a fost pe 2 zile. Cred că ar trebui mai mult interes din partea studenților, asta este o problemă un pic. Foarte mulți studenți vin din pandemie, sunt încă crispați, încă nu știu cum merg lucrurile, încă n-au chestia asta de partea academică, foarte greu și-o dezvoltă și cred că ar trebui. Conferințele chiar ajută foarte mult. Păcat, încercăm și noi foarte mult și în ELSA să vede chestia asta, că nu este atât de mult interes. Deși promovare avem, încercăm, studenții sunt foarte crispați încă. După pandemie chiar a fost un impact foarte mare pentru ei și nu înțeleg importanța educației că pornește de la tine în primul rând. Da, nu înțeleg că pe lângă facultate mai trebuie și alte activități care să te dezvolte. Pentru că te dezvoltă o asociație și în special conferințele cum au fost această organizată recent, faptul că mergi și prezinți câteva articole te poate dezvolta foarte mult și prin vorbit, ceea ce na, cam dificil. Și contează foarte mult. Da, contează mai foarte ales mult. În acest domeniu. Mi-ai zis de dezvoltare, sunteți 2 studente care au căutat să se dezvolte cât mai mult din punct de vedere profesional. Haideți să vorbim despre ELSA. Avem aici un alt vicepreședinte și un fost vicepreședinte, actual membru. Spune-mi la ce departament? Eu sunt pe departamentul seminarii și conferințe. Departamentul meu îmbină foarte mult academicul și cu socialul. Fac foarte multe evenimente de tipul prelegerilor sau discuțiilor în plen.
Cred că evenimentul meu preferat, aș putea să vă spun, este Cafeneaua Juridică, din simplu fapt că este un eveniment mai puțin formal. E singurul eveniment din departamentul meu non-formal, în care efectiv stăm la o cafea și vorbim diferite teme. Eu am organizat pe criminalitate anul acesta o cafenea juridică și a fost plină cafeneaua, vreau să spun că toți studenții au fost foarte încântați de idei pentru că era altceva. Și cred că asta este important, plus că organizez vizitele de studiu, așa le numim noi. Noi trimitem câțiva studenți în alte facultăți de drept care au tot așa asociația ELSA. Păi este acesta... un fel de Erasmus, da, între membrii, da, ELSA. Da. Și fac diferite activități tot așa, atât academic cât și social, dar și cultural. Adică încercăm să le îmbinăm pe toate trei, astfel încât studenții să rămână și cu ceva practic și cu ceva academic și cu amintiri frumoase. Și cam asta face departamentul meu, în special partea academică, cu asta ne ocupăm noi cel mai mult. Noi facem foarte multe evenimente, cum am spus, pe partea de academic. Am avut, de exemplu, criminalitatea informatică sau criminalitatea feminină. Eu în stradă vă răspic la criminalitate. Am văzut că atrage foarte mulți studenții. Da. Am mai organizat și alte tipuri de evenimente, dar partea penală tot timpul atrage, criminalistica tot timpul atrage cât mai mulți studenți. Deci eu... cam asta. Georgiana, care este din punctul tău de vedere atuul acestei facultăți? Categoric evenimentele și amploarea lor. La fel, sunt extrem de mulți speakeri cu care studenții ar trebui să se intre în colaborare. Chiar și la ultima conferință organizată de FDSA a fost domnul Augustin Zegrean. Este total altceva să înveți de la un profesionist în drept care ți explică și vezi partea practică față de a învăța singur cu codul civil sau codul penal în mână. Nu se compare și nu poți înțelegi, nu... excepții din principal se învață altfel din evenimente. Din punctul vostru de vedere, cât de important este pentru un student să nu se limiteze doar la seminarii, la orele de seminar, curs și laboratoare? Cât de important este să te implici în activități extracurriculare, să faci voluntariat, poate? Personal, zic eu, un 90% e foarte important, pentru că deși tu ai proba scrisă și, într-adevăr, e foarte important să știi materia și să o stăpânești, ai proba de interviu la majoritatea, unde tot trebuie să vorbești, tot trebuie să vorbești liber, trebuie să ai un flair, să poți să comunici. Cum se face admiterea la această facultate? Sunt probe, anumite probe, sau asta țin de alte specializări? De exemplu, la specializarea voastră? Nu, la specializarea noastră nu este pe bază de... Este pe bază de dosar? Doar pe bază de dosar. La administrație publică și drept este doar pe bază de dosar. De anul acesta la poliție locală am înțeles că o să fie probe sportive, uh-huh, și acea cardiogramă pe care, na, proba, uh-huh, medicală, în cazul lor. Aveți vreun sfat pentru viitorii studenți? Da, să se implice cât mai mult. Contează foarte mult implicarea, atât pe partea de voluntariat, și nu doar în asociație, ci voluntariat în sine, cât mai mult, pentru că te dezvoltă foarte mult. Te dezvoltă ca om să vorbești, să ieși puțin din zona ta de confort. Plus că foarte bine la facultatea asta chiar trebuie să te organizezi foarte bine, pentru că e o facultate care necesită foarte mult informații și ai nevoie de o organizare foarte bună, astfel încât să ai timp și să înveți, să ai timp să faci lucruri pentru suflet, să ai timp și să comunici, să ai timp să faci... trebuie să le îmbini foarte bine și trebuie să te organizezi foarte în timp. Asta cred că trebuie un student la drept să facă prima dată, să-și organizeze timpul, astfel încât să, la sfârșitul anilor, să rămână cu ceva drag lui, dar și în același timp și cu partea asta academică. Uite, crezi că există un profil al candidatului ideal? Cred că fiecare student are o parte a lui care îl face să fie el și asta o să-l ajute în profesie. Dar categoric respectul pe care îl ofer oamenilor, eleganța cu care vorbești, să nu subestimezi pe nimeni niciodată, astea sunt trăsături pe care un student la drept trebuie să le aibă. Și cu asta sper să rămână și cei care vor să se înscrie aici. Eu vă urez succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim. Și succes
că e toată perioada de sesiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această săptămână a emisiunii Se întâmplă la USV, unde v-a fost prezentată Facultatea de Drept și Științe Administrative. Pentru a afla mai multe informații referitoare la admitere, la actele necesare înscrierii la această facultate, la calendarul de admitere, precum și la locurile disponibile, nu ezitați să consultați site-ul web al facultății fdsa.usv.ro. Noi ne oprim aici cu emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Am fost Andreea Nistor și Beatrice Juravle. Rămâneți alături de programele Bucovina TV.